Necazul vine mai mereu pe cei și așa bătuți de soartă. 12 persoane au rămas fără casă întrucât acoperișul locuinței sociale în care stăteau și care aparține de primăria Suceava a cedat din cauza infiltrațiilor și a zăpezii. Din fericire, nu a fost nimeni rănit, locatarii reușind să iasă la timp. Respectiva locuință socială se află în cartierul Burdujeni, iar năpăstuiții au rămas de sărbători fără un loc cald unde să-și aline durerile și suferințele pe care le-au dedus. Acoperișul casei a căzut în interior chiar în momentul în care acolo se aflau 2 adulți și 6 copii. Aceștia au reușit să se salveze în ultimul moment și nu a fost nimeni rănit. Pompierii au izolat zona și au făcut verificări la structura de rezistență a clădirii, dar și cei de la Protecția Civilă de la primărie. Locatarii spun că atunci când s-au mutat, nu li s-a spus că ar fi vreo problemă, însă acum și-au dat seama că acoperișul este șubred și că va cădea și cealaltă bucată rămasă încă în picioare. Domnule, a căzut acoperișul și pe aceea au căzut tavanele când m-am apucat și am scos un pat și butelia și aragazul din casă. Și primăria a fost ieri aici și a spus că se dă materiale să facem, na, că nu trebuie meseriași, că ne ajutăm unul pe altul, că suntem țigani care mai cunoaște meserii. Cu ce să acoperim? Tablă, ne trebuie tablă. Ba, nu avem, că au fost sărbătorile astea. Nu, nu ne-am întâmplat că s-au dus tățul. Aici ne aducem copiii de cum și ne mutăm aici așa, ia că se cadă pe noi, să murim aici. Unde stați în momentul de... Unde stau copiii? Copiii dorme la mine. O serie. Și o serie mai dorme prin spate, că acolo nu-i căzut. Să facem un apel la toată lumea asta din țara noastră bogată să ne ajute lumea. Reprezentanții primăriei sucevene le-au promis locatarilor că vor primi materiale de construcții, iar până când se va reface casa, vor sta în altă parte. Da, primăria municipiului Suceava a intervenit în cursul zilei de ieri pe strada Plevne, acolo unde a avut loc acel incident cu căderea acoperișului la acea casă care este a primăriei municipiului Suceava. Din păcate este o casă veche, o casă în care chiriașii stau de peste 30 de ani. Din generație în generație, primăria nu are posibilitatea financiară să intervină la repararea acestor case. Ele trebuie consolidate la structura de rezistență și atunci este mai eficient să faci o casă nouă. Cu toate acestea, noi am avut o discuție cu chiriașii de acolo. În cursul zilei de astăzi le-am trimis materiale de construcție, dulapi, grinzi. Ei s-au oferit că își repară ei acolo acoperișul. Vom intra și în Comisia de Asistență Socială, în așa fel încât să le compensăm o parte din cheltuielile la chirie cu investiții care le vor face ei acolo. Sigur, ținta noastră de viitor este să facem niște locuințe sociale pe fonduri europene, în așa fel încât să mutăm acești oameni care stau în aceste case foarte vechi și care, repet încă o dată, nu pot fi reparate, nu sunt eficiente de reparat. Mai bine construiești o casă nouă decât să repari o casă veche care trebuie, în primul rând, consolidată, după care reparată. Suntem alături de familie. Ei nu au spus că nu au nevoie deocamdată de spații de cazare la primărie, că au posibilitatea să stea la rudele lor din vecini de acolo. Sperăm că în perioada cea mai scurtă de timp să-i ajutăm să-și repare acoperișul.